numesc Daria Mirela și vă salut aici la Daria Mirela Show. Astăzi vom vorbi despre viața și copilăria cântăreței Shakira. Shakira este astăzi cunoscută drept una dintre cele mai talentate dansatoare, compozitoare, cântărețe de muzică latină, dar și antreprenoare. Cu vocea sa cu influențe rock, versurile pasionale și mișcările de belly dance extrem de senzuale, este una dintre cele mai mari staruri latino-pop ale momentului. Shakira s-a născut în Columbia în 1977, a avut de mică înclinații artistice. Tatăl său era libanez, iar mama sa columbiană. Însă rădăcinile familiei au atât sânge spaniol cât și italian. Shakira a scris primele poezii la vârsta de 4 ani, iar primul său cântec, Tus gafas ocuras, l-a scris la vârsta de 8 ani. La 10 ani deja știa să danseze și se pregătea să participe la concursurile de talente din țara natală. Shakira și-a început cariera sa profesională la vârsta de 13 ani. Shakira a câștigat numeroase premii și distincții în cariera sa, inclusiv 5 MTV Video Music Awards, 2 premii Grammy, 8 Latin Grammy Awards, 4 American Music Awards, 7 premii Billboard Music, 28 Billboard Latin Music Awards și 2 premii internaționale de muzică de dans. Ea a fost onorată cu asta pe Hollywood Walk of Fame în 2011. Iar acum să mergem să cunoaștem invitatul meu de astăzi!